Cum a ajuns Roxana Nemes celebră? Concurenta de la Survivor a fost filmată când făcea amor. Roxana Nemes este fără doar și poate una dintre cele mai sexy artiste din România, însă trecutul este la fel de picant precum pozele pe care aceasta le publică pe rețelele de socializare. Roxana Nemes a devenit cunoscută după ce la vârsta de 18 ani a apărut în videoclipul unei melodii. Până la acel moment însă, blondina bifase mai multe concursuri de frumusețe, dar cei care au remarcat-o cu adevărat au fost și de la trupa Activ, care au propulsat-o practic direct în lumea artistică. Din clasa 1 m-am înscris la balet. Am urmat cursurile timp de 7 ani până în clasa 8-a. Apoi m-am lăsat și am făcut mai multe dansuri, am participat la diverse concursuri de Miss, am fost la școli de manechine și fotomodele. De-a lungul timpului mi-am făcut niște relații în București. Anul trecut am apărut în videoclipul piesei Lucruri Simple, interpretată de formația Activ, spunea Roxana într-un interviu din 2008. Din cauza imaginii sale, Roxana Nemes a fost implicată și în scandaluri. În urmă cu mai mulți ani, vedeta a fost filmată în timpul unei partide de sex, iar imaginile au fost făcute publice pe internet. Nu știu exact cine m-a filmat, dar bănuiesc că a fost un fost iubit de-al meu. Nu știu dacă el a dat drumul filmului, însă eu sunt acolo. Nu cred că este ceva rușinos neapărat. Toată lumea face acest lucru într-o relație. Am avut o relație foarte frumoasă. A fost primul meu iubit. S-a întâmplat la 18 ani, acum 5 ani. Faptul este consumat. L-am iubit foarte mult, însă am fost foarte dezamăgită. Important este să învățăm. Nu am văzut că sunt filmată, povestea Roxana Nemes în urmă cu 4 ani.